aici la un nou vlog. În videoul de azi vizităm orașul antic Herapolis și terasele de travertin de la Pamukkale. Cele două obiective se află la aproximativ 20 km de Denizli și pentru a ajunge acolo am luat din autogara din Denizli un microbuz. Autogara din Denizli este una foarte mare, foarte bine pusă la punct și găsești informații foarte ușor. Ne-a plăcut faptul că era totul în același loc. Toate autobuzele și autocarele plecau din aceeași autogară. Cum spuneam, am luat microbuzul spre Pamukkale, am plătit pe bilet 15 lire turcești, asta însemna în jur de 3 lei. În situl de la Pamukkale sunt trei intrări. Intrarea din nord, intrarea din sud și intrarea dinspre sat, localitate. Noi am optat pentru intrarea din nord și astfel am ajuns direct în orașul antic Herapolis, pentru că odată ce plătești intrarea în situl de la Pamukkale, e inclusă și vizitarea orașului antic Herapolis și vizitarea sitului natural cu terasele de travertin. Biletul de intrare ne-a costat 250 de lire turcești, undeva la 45 de lei și în tariful ăsta aveam inclusă și vizitarea orașului antic la Odicea, care se afla la câțiva kilometri de Denizli. Deci era un bilet combo, să zic așa. Orașul antic de la Odicea îl vom arăta în videoul următor, pentru că nu l-am vizitat în acea zi. Cât vor la Odicea? Okay, sure. Noi am fost în extra sezon, în plin sezon turistic am văzut că tariful de intrare s-a dublat și nu doar la Pamukkale, ci și la alte atracții turistice din Turcia. Cum spuneam, am intrat în sit luând contact prima dată cu orașul antic Herapolis. Este inclus în lista patrimoniului UNESCO încă din 1988 și a fost construit în partea de sus a teraselor de travertin. Prima dată am ajuns la necropola din oraș, care este cel mai mare cimitir antic din Asia Mică. Cuprinde peste 1000 de morminte, printre care sarcofage romane, camere funerare și temple vechi de 2000 de ani. După necropolă am ajuns în fața băilor romane, care în epoca creștină timpurie au fost transformate în biserică. Din acest motiv am numit-o Biserica Băi, așa s-ar traduce. De aici am continuat cu Agora, practic centrul orașului antic, și odată ajuns și aici am început să vedem o parte din formațiunile de calcar din Pamukkale. Am intrat pe partea principală a orașului, construită din blocuri mari de travertin cu trei arcade uriașe. Am ajuns pe strada cu colonade, strada principală din oraș, și am ieșit pe cea de-a doua poartă monumentală. Orașul antic grecesc a fost distrus în mare parte de un cutremur. Ulterior, în epoca romană, a fost reconstruit, deci ce vedem noi astăzi, teatrul și construcțiile astea mai mari, sunt rămășițe din epoca romană. Există și câteva ruine din perioada elenă, dar sunt foarte puține. Strada cu colonade de care vă ziceam mai devreme mergea paralel cu bazinele de travertin, așa că din momentul în care le-am văzut mai de aproape, ne-am îndreptat spre ele
Și deja vedeam formațiunile de calcar și mi se părea totul wow. Știam că o să avem de coborât terasele de travertin pentru a ajunge la cealaltă ieșire, cea dinspre Pamukkale, așa că am preferat să terminăm de vizitat situl arheologic și după să vizităm situl natural. Ulterior ne-am dus la piscina Cleopatrei, unde se spune că obișnuia să vină Cleopatra să beneficieze de apele termale de la Pamukkale. Piscina s-a amenajat astăzi ca o piscină deschisă publicului, lumea merge acolo și face baie. Intrarea pentru a vedea piscina este gratuită, dar dacă vrei să faci baie, se plătește o taxă. Și ulterior ne-am îndreptat spre poate principalul punct de atracție din situl Hierapolis, și anume anfiteatru. Este pozitat în partea de sus, de la piscina trebuie să urcăm puțin. Din partea de jos noi nu vedeam anfiteatrul propriu-zis pentru că avea zidurile care mascau așa priveliștea și în momentul în care am ajuns sus și am văzut anfiteatrul ăla imens, eram impresionați. Nu ne așteptam să fie păstrat atât de bine, văzusem fotografii mai vechi și era acoperit cu pământ, cu iarbă, între timp se făcuseră săpături, lucrări de restaurare, bineînțeles, dar arăta foarte bine. Partea cu adevărat impresionantă era scena și partea de tribună, să zic așa, era impresionantă, doar că acolo s-au făcut cele mai multe lucrări de restaurare. Teatrul din Hierapolis are o capacitate de 15.000 de oameni. Puteam să vedem o parte dintre scaunele vechi de 2000 de ani, vedeam fațada, scena și parcă ne imaginam așa un spectacol din vremurile antice. Era prima dată când puneam piciorul într-un astfel de teatru antic și era impresionant pentru noi. Anfiteatru oferă și o priveliște asupra întregului oraș și înspre terasele de travertin de la Pamukkale și chiar înspre îndepărtare se vede foarte mult, nu doar orașul antic propriu-zis. De la anfiteatru ne-am îndreptat spre templul lui Apollo. Asta era unul dintre rămășițele din perioada elenă. Din păcate, mare parte din timp nu mai e în picioare. Vezi asta de aici. Asta de aici. Da, și statuia Era originală, uite asta. că n-are nas, n-are mână. Sub templu a fost descoperit destul de recent un sanctuar al lui Pluto, Plutonium se numea. Știi ce făceau? Asfixiau taurii. Îi Serios? sacrificau. Așa scrie aici. Dar de ce? Acesta era locul în care erau sacrificate animalele prin asfixiere. Era o grotă cu un izvor termal. Și aici erau asfixiate animalele din cauza dioxidului de carbon de la izvoarele termale. Imediat în apropierea templului lui Apollo am văzut niște indicatoare care la prima vedere nu înțelegeam exact ce vor să spună. Indicau faptul că ne aflam pe o falie seismică. Da, toată zona de Nizli și Pamukkale este o zonă care a fost activă seismic de mii de ani și care este și în prezent. Și respectivele semne, indicatoare, arătau tocmai faptul că eram exact pe falie. Deci erau semne ca un semn de circulație și erau puse pe o linie, așa unde se vedea că pământul, sau cum să zic, s-a surpat un pic, s-a mișcat de-a lungul timpului. Era un semn de atenție, se poate desprinde pământul. De asta sunt izvoare termale în zona Pamukkale.
De asta au fost de-a lungul timpului o serie de cutremure care au afectat Hierapolisul. Imediat în apropierea formațiunilor de calcar, în interiorul fostelor băi romane, a fost amenajat Muzeul de Arheologie, în care sunt expuse artefacte descoperite la Hierapolis, la Olticia, Tripolis sau alte orașe antice din apropiere. Sunt o serie de sarcofage din marmură, statui, diferite pietre funerare, monede, bijuterii sau alte obiecte care au fost descoperite de arheologi în zonă. După ce am văzut și muzeul și vizitasem deja mare parte din situl arheologic, ne-am îndreptat spre situl natural, spre terasele de travertin. Când am ales să vizităm Pamukkale, ne-am gândit că ar trebui să mergem primăvara, pentru că voiam să găsim bazinele de travertin pline cu apă. Având în vedere că zona Denizli Pamukkale este predominant calcaroasă, este cumva firesc ca primăvara să avem mai multă apă. Datorită faptului că precipitațiile sunt mai abundente, încă era zăpadă pe munte și urma să topească, și atunci am gândit că avem șanse mai multe să ne bucurăm de mai multă apă pe terasele travertin. Ajuns la fața locului, nu am văzut foarte multă apă în sit, ba chiar ne-am dat seama că întreg cursul apei este controlat artificial. Deci nu mai depinde de ploi, de secete, cursul apei este controlat artificial și e destul de trist pentru că locul își pierde așa treptat din caracterul natural. O mulțime de bazinete se degradează din cauza lipsei de apă, având în vedere că fluxul e drenat doar într-o singură direcție, celelalte formațiuni se pierd în timp. Deci nu vă așteptați să vedeți bazinetele pline cu apă, așa cum vedem în majoritatea pozelor de pe internet. Erau câteva bazine cu apă, dar erau puține. Da, chiar din acest motiv citeam într-un articol că și la UNESCO era discuții de cum se ocupă ei de protecția sitului și de faptul că există riscul că la un moment dat să nu mai fie inclusă în patrimoniul UNESCO datorită faptului că bazinele se degradează și că apa nu mai are un flux natural de curgere. Ajuns lângă formațiunile de calcar, am văzut semnul care ne indica faptul că trebuie să ne descălțăm. Deci urma să parcurgem tot traseul până la ieșire desculți și asta pentru a proteja formațiunile de travertin. Pentru că dacă toți turiștii ar intra încălțați, formațiunile fiind așa foarte friabile s-ar sparge. Oricum ele sunt afectate de faptul că se calcă pe ele, pentru că orice greutate le afectează într-un fel sau altul, doar că măcar nu ajunge pe ele pământ și murdărie. Și oricum e doar o zonă unde se poate... Nu poți să mergi pe unde vrei tu și asta pentru că de multe ori poate să fie periculos.
poți să alunești și chiar să cazi în gol, pentru că acolo e o cascadă așa imensă de travertin și da, jos e o prăpastie. Și trebuie să respecti traseul semnalizat. Nu e permis nici cu șlapi, deci trebuie să mergeți desculți. Ce? Aici. Da. Asta ce vă gustă. Normal. Până ce începe astea... Apa era caldă în apropierea izvoarelor termale, dar în momentul în care apa stătea în bazinete, nu mai era la fel de caldă. Erau destul de mulți turiști în sit, nu la fel de mulți ca în plin sezon turistic, dar erau. Majoritatea oamenilor mergeau cu grijă pentru că suprafața e destul de alunecoasă și destul de abrazivă. Gururile, acele formațiuni mărunte, sunt abrazive și chiar tăioase pe alocuri. Nu e atât de confortabil să mergi desculți pe suprafața aia. Erau copii care alergau pe acolo și nu aveau nicio treabă, dar mie tot mi se părea destul de alunecos. Acele piscine mari pe care le vedem în majoritatea pozelor cu Pamukkale aveau apă, cred că au apă mai tot timpul. Acolo vara turiștii pot să facă baie, dar acum apa era destul de rece, chiar și pentru picioare. Chiar dacă afară era doar în jur de 21 de grade, faptul că a fost o zi senină a făcut să fie mult mai cald, pentru că se reflecta din calca și atunci temperatura resimțită în zona bazinetului travertin era mult mai mare decât temperatura pe care o simțeam, de exemplu, când eram în Herapolis. Și chiar ne-am brosat destul de bine atunci, că nu ne-am dat cu protecție de soare, am zis că nu e nevoie și după vreo 2 ore jumate, 3, cât ne-am plimbat pe acolo, am simțit că ne-am brozat bine. Da, e indicat să ai cremă cu factor de protecție și mai ales ochelari de soare, pentru că reflectă foarte tare. Ca și zăpada, doar că în același timp e și cald, nu știu cum să zic. De sus se vedea lacul Pamukkale, care are o insulă în mijloc. Prin canalul care mergea paralel cu traseul, curgea apă termală, dar evitam să toți intrăm în apă și să ieșim, pentru că în momentul în care ne udam, alunecam și mai tare. Era o porțiune în care oricum trebuia să mergi prin apă și nu aveai ce să faci, dar trebuia să fii atent și să mergi încet. Dar tu vezi că ăla e același balon, dar cum de are atâta combustibil? Tu crezi? Da, coboară și Antoane, dar nu știu cum de tot același. Cât plătește ăla, un miliard? Cei mai mulți dintre turiști urcau din intrarea din sat și veneau spre punctul din care ne plecase. Și atunci cumva trebuia să fim atenți să nu ne împingem sau să nu ne mai las, că erau și mulți copii care alergau și se jucau pe acolo. Da, poate că dacă urci e mai ok, dar în momentul în care cobori și ai și pantă și și alunecos, e așa un pic mai...
suprafața aia de calcar. Pe o lungime de 2,5 km era doar calcar, travertin. Și formațiunile erau foarte interesante pentru noi. Mai văzusem în peșteri, dar aici era totul la o scară mult mai mare. Da, și la lumina soarelui sau lumina naturală arată altfel decât în peșteri, unde ai nevoie de lumina artificială ca să vezi astfel de formațiuni de calcar. La un moment dat am ajuns la un perete de travertin. Era alb curat și avea așa formă, ca și când ar fi ceva pufos. Și exact ne ducea cuvântul la bumbac. Apropo de asta, Pamukkale în limba turcă înseamnă castel de bumbac. Deci de aici provine denumirea. Ne gândeam cumva că are o legătură cu bumbacul, pentru că în Turcia, când ne spălam rufele, vedeam la mașina de spălat program Pamuk, pe care scria Pamuk, da, în loc de bumbac. Și ne gândeam că e ceva legat de bumbac, dar nu știam exact povestea. Tot situl natural de la Pamukkale s-a format ca urmare a apei termale, care este foarte bogată în calcit, în carbonat de calciu și care de-a lungul miilor de ani s-a sedimentat pe suprafața versantului. Când apa termală suprasaturată în carbonat de calciu ajunge la suprafață, dioxidul de carbon se degazează și astfel se depune carbonatul de calciu, care la început e așa sub formă de lut, să zic, și în timp se cristalizează și devine rocă, travertin. Sunt porțiuni în care se poate observa cu ochiul liber cum calcarul a acoperit versantul de travertin, asemenea unui marțipan care acoperă tortul. Și stratul de desubt este tot travertin, doar că fiind mai vechi ca și timp geologic, nu are aceeași intensitate de alb. Odată ajungi la ieșire, suprafața de calcar se termină așa brusc. Sunt acolo niște băncuțe unde poți să stai să te încalci și mergi mai departe. De acolo se coboară spre lacul pe care îl vedeam de sus. E un parc amenajat unde oamenii se relaxează, sunt hidrobiciclete, cafenele, un restaurant. Pamukkale era un loc unde de mult ne doream să ajungem. Ne-am bucurat că nu a fost atât de aglomerat și am putut să ne bucurăm de peisaj și de formațiunile de calcar. Noi fiind pasionați de relief calcaros, unde sunt multe peșteri și alte formațiuni de calcar, ne-am bucurat că am ajuns aici. Mi-a plăcut foarte mult. E un loc în care merită să vin măcar o dată. Știu că mai există astfel de formațiuni și în alte zone, doar că nu știu dacă pe o suprafață atât de mare. Dacă știți voi, lăsați-ne în comentarii, pentru că am fi curios să le vedem. Chiar ne-am bucurat de o zi întreagă la Ierapol și la Pamukkale, pentru că am stat de când s-a deschis situl. Am fost la prima oră acolo până undeva la ora apusului. Da, e suficient o zi pentru a vizita atât situl arheologic cât și situl natural, nu trebuie să vii de două ori. Există și varianta de abonament, să zic, pentru că sunt persoane care stau în Pamukkale, în sat, cazat și merg acolo la tratament. Folosesc apele termale pentru tratament și atunci e mai ieftin, pe săptămână sau chiar pe lună. Cam atât pentru azi. Sperăm că ați găsit informații utile și în acest video. În videoul următor vizităm orașul antic la Odicea, așa cum v-am spus, dar și alte locuri în apropiere de Denizli. Vă mulțumim că v-ați uitat și ne vedem în următorul video!